Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a generat una dintre cele mai mari controverse politice din ultimele luni și a comis o gafă inimaginabilă în justiția din România în ultimii 20 de ani. În emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, el a anunțat sentința din cazul Dan Hosu, soțul fostei șefe Adicot, Georgiana Hosu. Astfel, ministrul a anunțat în direct că Dan Hosu a fost achitat de completul de judecată, deși sentința în acest caz nici nu știm când urmează să se pronunțe. Atenție, dosarul este pe rol, adică părțile adună sau aduc probe de o parte și de alta. Nu am ajuns la faza de pronunțare. Următorul termen este pe data de 7 februarie. Și atunci, cum de este posibil așa ceva? În explicații ulterioare, ministrul Predoiu a spus că memoria i-a jucat o festă, că mintea sa, sentința deja fusese pronunțată și că discutase despre aceasta în mediul juridic. El i-a numit pe oamenii aceia surse neoficiale. Ar fi discutat cu apropiați de ai săi, dar nu cu oameni din aparatul de stat. Știți ce vrea să spună domnul Predoiu? Că el e avocat, provine dintr-o familie celebră de avocați și a fost membru al unei mari case de avocatură din România ani buni. Adică, cumva de acolo dă el de înțeles că ar fi aflat. Vă explic aceste lucruri ca să înțelegem mai bine la ce fel de surse s-ar putea referi domnul Predoiu. Ce este însă acest caz Hosu? Este el mai important ca altele? Cazul lui Dan Hosu este unul de corupție, trafic de influență și accesare nelegală a unor sisteme informatice. Din poziția sa de șef în Poliția Română, el este acuzat că ar fi ajutat-o pe o doamnă, Angela Tonchescu, să influențeze deciziile de la nivelul autorității de supraveghere financiară, astfel încât să obțină avizul pentru numirea în funcția de președinte al unei societăți de asigurare, Carpatica Asigurări, dar și pentru ca autoritatea să nu ia decizii nefavorabile acestei societăți de asigurare patronate de un domn numit Dan Ilie Carabulea. Așadar, o acuzație gravă cu implicații majore pentru zeci de mii de oameni asigurați de societatea respectivă. Soția sa, doamna Georgiana Hosu, a fost numită șefă la DICOT în ciuda acestei vulnerabilități din familie. Și de numele ei este legat dosarul 10 august. La judecata de redeschidere a dosarului, instanța a refuzat acest lucru spunând explicit că Georgiana Hosu nu a trimis toate documentele necesare sau relevante pentru deschiderea unei astfel de dosar. Și de ce este important? Să explicăm și asta. Pentru că orice sentință în acest caz va fi privită cu neîncredere. Pentru că judecătorii acestui caz nu vor mai putea fi desprinși de o etichetă politică și mai ales pentru că un astfel de gest slăbește încrederea populației în sistemul juridic. Dacă ești procuror într-o astfel de situație, poți oricând să crezi că nu ai obținut condamnarea pentru că, iată, a venit o indicație de la partid. Apropo de partid, acest dosar este în oglindă față de ceea ce se întâmpla acum 20 de ani la PSD, când Rodica Stănoiu își întreba colegii de prezidiu când să dea drumul la dosarul Băsescu. Iar în ultimii ani avem o sumedenie de lucruri care să te pună pe gânduri. Dezincriminarea unor infracțiuni, punerea în funcțiune a unor prescripții, prăbușirea dosarului 10 august și chiar dezvăluirile lui Daniel Morar, care arată că sentințele CCR se negociau la președinție. Vă chem atunci să vorbim despre acest spectacol cu această ultimă picătură pusă în paharul justiției. 0372069599. Ce spuneți de declarația ministrului justiției? Ce sentiment aveți? Este Cătălin Predoiu în situația în care trebuie să-și dea demisia? Câtă încredere aveți într-o sentință pe care urmează să o pronunțe judecătorii? Și da, vă întreb astăzi, dacă justiția din România și-a câștigat independența în fața politicului, dacă după toate aceste date credeți că e independentă. 0372069599. Vă chem la dezbatere. Emisiunea noastră este și pe Facebook și pe YouTube
Și primim și mesaje pe WhatsApp. Sabin, tu deschizi. Salutare, bine ai venit la noi. Salutare, Cătălin. Eu în momentul de față mă simt ca în povestea lui Carlo Collodi. Pinocchio, poate l-ai văzut. Da. Acum nu știu dacă eu sunt păpușarul sau eu sunt păpușa. Da? Minciuna, cum e? Cine-i Volta? Cine-i Motanu? Cine este Balena? Cine-i Geppetto? Creatorul? Deci, pur și simplu, acest guvern care îl avem în momentul de față, da, el a cedat, Predoiu, a cedat pur și simplu psihic. Nu s-a mai putut abține și a dezvăluit. Da? Noi suntem niște păpuși agățate de niște ațe controlate, ni se oferă niște chestii, dar se rupe până la urmă o ața. Deci tu crezi că domnul Predoiu este, știa sentința, știa ce urmează în acest dosar și doar i-a scăpat pe gură. Adică el știe că judecătorii vor, îl vor achita pe omul ăla. De ce? De ce? De ce te bizui? Adică de ce, de ce zici că e un complot și nu că e un prost? Că na, se poate întâmpla așa. De ce? Fiindcă justiția, justiția este politică. Da? Este controlată de politic. Da? Cine numește judecătorii la Curtea Constituțională a României? Parlamentul, deputații și președintele. Câte trei pe caz. Da? Da, deci dar nu este politic acolo. Da, dar de și ce? În America nu. E politic. N-ar zice că CCR e cel mai nu, bun exemplu. Nu, nu. Deci cum? Procurorul general este ales prin drept, da, prin vot. Unde? În Statele nu Unite? Este numit. Da, în Statele Unite. Nu. Procurorul general este ales. Este membru al guvernului, alți procurori sunt aleși. Procurorul general e ministrul justiției, e membru al guvernului, mai complicat. Ok, bun, poate procurorul de stat. Da, procurorii de stat, există părți din sistemul juridic care sunt, în care cetățenii votează, da? Asta să spunem. Da, eu te întreb aici, în acest caz, pentru că în acest caz sunt două doamne judecători care... Ce o să-mi spui acum? Care ce? Care țin partea, fiindcă în cazul în care ele nu țin partea șefului de stat, nu vreau să merg mai departe, da? S-ar putea să-și piardă acea pensie specială, s-ar putea să nu știu ce. Și sunt toate legate una de alta. Dar de ce nu avem o justiție? Și chiar crede-mă, chiar nu merităm să intrăm în Schengen după ce se întâmplă în țara asta. Adică vrei să ne pedepsească? Le dau dreptate austriecilor. Dar noi nu avem o justiție dreaptă în momentul de față în România. Sunt atâtea procese, cu atâtea... Poftim, cum ai spus mai devreme, că domnul Hosu, da, cu Carpatica, ASIG. Da? La fel este City Insurance în momentul de față. Sunt încă 2000 de dosare care nu sunt plătite de la City Insurance. De ce? Citiți în Libertate, oamenii, da, o să vedeți. Și-au plătit asigurările de drept, da? Și statul, ASF-ul, da, nu și-a făcut treaba. Și totul în țara asta este numit politic. Da, și închidem ochii pentru... Păi stai, că nu i-am închis. Facem sperjur. Deci, nu i-am închis, că tocmai i-am deschis. Mulțumesc tare mult, Sabin. Ionuț, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, Cătălin, salutare. Da, răspunsul la întrebarea ta este că da, trebuie să îi dea demisia dacă, într-adevăr, rezultatul este pozitiv, o să zic. Deci, dacă omul ăsta este achitat, zici că Predoiu trebuie să-și dea demisia? Da, așa se întâmplă în țările dezvoltate. Nu știu dacă eram în, probabil, să inversăm România cu Japonia, probabil. Da, posibil. Da. Ce să zic. Dar să știi că în România este, în Europa, România este pe locul 10 ca nivel de corupție în 44 de țări.
adică 10 de sus. Da? Te aud destul de slab, cred că vorbești pe o cască, ăsta e sentimentul meu. Nu, ești pe difuzor. Sunt la volan și nu pot vorbi. Am înțeles. Deci ca să tragem o linie, te rog, ca să tragem o linie aici, crezi că în orele, zilele următoare, domnul ministru ar trebui să-și dea demisia? Da, dacă ține la țara lui și ținea lui crede că țara asta mai are o scăpare, ar trebui să-și dea demisia, da. Bine, el spune că memoria a jucat o festă. E posibil? Da, bine, cuvintele acum și le alege fiecare, după interese. Dar cred că dânsul ar fi un exemplu dacă și-ar da demisia. El cu domnul Bode. Da, stați că lucrurile se complică aici. Mulțumesc, Ionuț, îmi pare rău că nu ne auzeam cel mai bine. Vă rog să vorbiți direct în telefon și să ne ascultați în telefon, pentru că astfel ne înțelegem cel mai bine. Avem o înregistrare chiar din emisiunea Piața Victoriei. Da, hai să-l auzim pe domnul Predoiu, cum a zis cu cuvintele lui. Ați lansat lansarea procedurii pentru numirea procurorilor șef. Dumneavoastră i-ați propus pe cei care își încheie acum mandatul, minus doamna Osu, care nu-și mai încheie mandatul și l-a încheiat prin demisie atunci când soțul domniei sale a fost condamnat penal. Și ulterior achitat. Sunteți... Am putea spune că doamna Osu și-a dat demisia de onoare, cu adevărat de onoare, pentru... o ipoteză care nu s-a realizat. Eu am menționat doar că doamna Husu nu-și încheie mandatul în acest moment, da. Spre deosebire de ceilalți pe care i-ați propus acum 3 ani. Ioana e Nedogioi cu noi. Salutare, Ioana! Bună! Te-a surprins și pe tine afirmația ministrului la ora respectivă, căci niciunul dintre noi nu stăm cu tabelul de la curte în față? Da, a fost în mod cert un moment de perplexitate și perplexitățile au continuat. A fost primul moment de perplexitate, după care tot într-o perplexitate am ținut-o, pentru că eu știam dosarul că este pe rol, nici măcar în pronunțare, dar nu verificasem foarte recent acel dosar, pentru că nu a făcut parte din zona mea de interes imediat și nu făcea parte din tematica emisiunii, a fost o chestiune pur tangențială. Și atunci... siguranța cu care domnul ministru a spus că a fost achitat m-a făcut să mă gândesc că există posibilitatea să-mi fi scăpat mie momentul achitării. Era puțin probabil, dar nu era imposibil. Așa că am preferat să nu-l contrazic atunci, să-i las afirmația ca atare, să-și o asume, ca ulterior să se vadă dacă a fost corectă sau nu. Ceea ce aici e o nuanță. Ascultând discuția, e o nuanță foarte interesantă. El a insistat asupra acestui lucru încercând să-i dea credibilitate doamnei Hosu. Nu mă înșel aici. Te-a oprit pe tine din dialog și a spus: vedeți că doamna Hosu și-a dat demisia de onoare, doamna Hosu e în regulă aici. E și sentimentul tău? Puțin mai mult decât atât. Emisiunea, bun, asta e o mică bucățică dintr-o emisiune de 35 de minute. Asta s-a întâmplat după jumătatea emisiunii, o primă jumătate foarte tensionată, în care am luptat la baionetă și zic eu că l-am împins foarte tare în colț pe domnul ministru pe chestiunea legilor justiției, pe feudalizarea justiției, pe tot ceea ce am tot discutat în ultima perioadă, însă domnia sa nu a fost disponibil pentru interviu decât acum. Probabil că, pe de o parte, a vrut să o recredibilizeze pe doamna Hosu, față de care domnia sa n-a spus niciodată că are o părere foarte bună și că ar fi lucrat foarte bine cu ea. Asta a fost poziția domniei sale în permanență când s-a deschis subiectul și, în al doilea rând, probabil să mă împingă și pe mine puțin, să mă destabilizeze în acel fight foarte strâns pe care îl aveam. Nu m-a destabilizat, dar nici nu am putut în momentul respectiv să ripostez, pentru că nu aveam portalul în față deschis. Și Ioana, cum nu fac parte dintre cei care cred că le știu pe toate, am zis, s-o fi întâmplat. E ok, nu asta e ideea. Acum domnul ministru este într-o situație cum numai Rodica Stănoi, eu am mai fost din punctul meu de vedere, da? Ea a apărut în niște stenograme atunci. Bun, ce ar trebui să urmeze? Pentru că dosarul acesta, după cum bine spuneai, nici măcar nu e în pronunțare. Oamenii aduc probe în fața judecătoarelor, să luptă avocații cu procurorii. Ce urmează de aici? Pentru că orice s-ar hotărâ în acest dosar devine necredibil.
Acum am să-ți spun părerea mea de om care urmește de multă vreme fenomenul justiției. Dosarul nu este în pronunțare, deci e foarte greu de crezut că cineva ar fi formulat deja un punct de vedere pe care să-l transmită prin vreo cale ministrului și pe ministru să-l fi scăpat gura, nu? Nu e în pronunțare dosarul. Încă se administrează probe. Din ce am văzut eu acum, nici măcar nu s-au reaudiat martorii care trebuiau reaudiați după o schimbare de componență a instanței de anul trecut. Deci, cred că încă nici măcar nu suntem foarte, foarte aproape de acel moment. Sau nu sunt semne că am fi foarte, foarte aproape. De la mână. Domnul ministru, dacă voia să dea o indicație, pentru că există și varianta asta, că a vrut să dea o indicație, acum hai să nu fim naivi. Un ministru, mai ales care a fost ministru 6 ani până acum, e 6 ani de mandat. Bine, nu consecutiv, da. Dar în total, cred că are vreo 6-7 ani de mandat. Dacă vrea să transmită, dacă ar vrea să transmită un asemenea mesaj, nu îl transmitea prin Radio Europa FM. Sau printr-o televiziune sau prin presă. Doamna Stănăuz, că ai făcut referire la domnia sa, nu-și transmitea mesajele prin presă. Au fost discuții de partid scurse în presă. Dar nu ieșea la televizor să spună acolo, eu aș vrea o citare. Și atunci, bănuiala ta e că... Ce a făcut? Bănuiala mea este o imensă prostie pe care a făcut-o ministru. Deci o prostie din... De am spus că e un lung șir de perplexități. O prima prostie, după aia o prostie prin felul în care s-a panicat și a vrut să corecteze. Era mult mai omenește să spună dacă așa este, cum cred. Eu nu spun că e așa, eu spun, o iau foarte logic, încerc să analizez lucrurile rațional și dacă încerc să le iau rațional, nu avea niciun interes să creeze toată dezbaterea asta, tot scandalul ăsta, pentru că el era previzibil. Nu? Dacă dai indicații sau public, sau anunți verdictul anterior, în mod evident stârnești un imens scandal. Trebuie... În mod evident pui sub semnul întrebării, totuși îi faci un rău celui în cauză. Și ar trebui... Ok, e o greșeală, spui. Ar trebui să-și dea demisia? Nu că e o greșeală, e imensă greșeală. Fabuloasă greșeală. Asta este un act unilateral de voință. Eu, sigur, demisia este o discuție în această cauză. Dacă ne-l pui paralel cu Bode, nu mai știu ce să zic. Adică, aia e infracțiune ce a făcut domnul Bode. Asta e prostie. Dar nu este o prostie. Nu vreau să se înțeleagă din ce spun eu că e o prostie scuzabilă. Nu. Da. Este de neimaginat o asemenea... Chiar în cel mai bun caz, dacă, chiar dacă admitem ideea de neglijență, nu e o neglijență pardonabilă pentru un ministru. Mulțumesc tare mult. Nu ai voie să faci așa ceva. Pe Ioana N. Dogeu, ascultați în fiecare miercuri la Piața Victoriei. Evenimentul despre care vorbim este aici, s-a petrecut la noi în platou, la microfoanele astea. O greșeală impardonabilă, spune Ioana N. Dogeu. Dar când o compari cu cea a lui Bode... Nici nu știi ce să mai crezi. Bogdan, bine ai venit, mulțumesc pentru răbdare. Zi tot atunci. Bună ziua. Mi-amintește întâmplarea asta de un banc. Pe vremea când Putin și Medvedev făceau rocada, se întâlnesc și Putin îi spune: măi, nu știu ce să fac cu fusurile orare, chiar mă încurcă rău, uite, am sunat în China să urez un an nou, îmi spun, deja a fost anul nou chinezesc. Am sunat în Polonia să transmit condoleanțe pentru moartea președintelui, îmi spun că nici n-a decolat avionul. Probabil... Da, mă scuzați, nici nu pot să râz la bancul ăsta, râd cu măsură, dar am înțeles despre ce e. Da. Probabil așa s-a întâmplat și aici, numai că din cauza festei de memorie, mai multă lume o să aibă de suferit și mai multă lume a muncit degeaba, probabil. Este posibil ca ministrul să fi discutat cu cineva care să-i fi zis: șeful, m-am uitat eu un dosar, sau Cătăline, depinde ce ranguri au acolo. Am vorbit eu, m-am uitat în dosar, n-are cum să-l condamne, e ca și scăpat. Nu e evident asta, sau? Nu știu, pentru tine de ce e evident? Pentru că istoria ne arată că așa se practică. Corect. Pentru că avem un deficit major de încredere în istorie. Pentru că de-a lungul anilor acestora,
În multe dosare am avut semne de întrebare, pentru că în ultimii ani clasa politică a desființat legi sau a refăcut legi numai ca să-i scoată pe unii din pușcărie. Curtea Constituțională a refăcut prescripții ca să scape unii din pușcărie. S-au exact. Negociat între Cotroceni și Curtea Constituțională decizii. De ce n-ar crede Bogdan, care ne-a sunat acum, de ce n-aș crede eu că se negociază și decizia asta? Chiar așa, de ce n-aș crede? Cu siguranță. Da. Mulțumesc. E un fel de a face lumină. Și atunci concluzia, stimați cetățeni, este că dacă vrea să dea o șansă sistemului de justiție din România, dacă vrea să reconstruiască încrederea, dacă vrea să așeze lucrurile la locul lor, atunci domnul Predoiu trebuie să plece. Pentru că altfel totul devine discutabil. Da? Trebuie să plece. Nu să facă cum face domnul Bode, care stă acolo. Dar să plece, domnule, împreună de mânuță, zic. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc! Eu vă sun din penitenciar. Sunt arestat de 21 de ani și, într-adevăr, în toți acești ani am văzut că justiția este imparțială. S-a dat acea decizie 358 a Curții Constituționale, unde a scăpat toată spuma politică, li s-a albit dosarele, au scăpat de prejudicii, au scăpat de pușcărie, au scăpat de absolut tot. Ceea ce mă intrigă este că în anul 2012 am comis și niște infracțiuni, fiind în penitenciar, asupra instituțiilor bancare. Și de atunci și până acum, nu faptele trebuie să prescrie, iar în cazul meu, pentru că am avut curajul și nesimțirea să înșel băncile, am parte doar de inechități. Eu acum trebuie să mai execut încă 20 de ani, din contextul în care am executat 21 de ani, la Curtea de Apel Ploiești, unde am avut contestație în anulare. Un alt coleg care a fost cu mine în dosar, i s-a anulat sentința în baza acelei decizii. Stai așa, mie, să luăm metodic, că lumea aici, în jurul meu, cască ochii foarte mari. În primul rând, cum vorbești la telefon cu noi? Aia e prima. Deci vorbesc legal, vă sun după telefonul din cameră, nu ilegal. Okay. Mă numesc Petre Mihai Dan. Și ai dreptul legal la telefon? Am, okay. Am dreptul legal la telefon, da, 60 de minute pe zi. Okay. Lumea de afară... Na, pentru ce ești condamnat atât de mulți ani? Deci în anul 2002 da? Am... comis o faptă până apărare. Am omorât un cetățean SAS în Sibiu, care era prieten cu domnul Iohannis la acea vreme. Era homosexual, am încercat să mă apăr, să nu fiu abuzat, eram un copil și din cauza aceasta am primit o condamnare de 22 de ani. Condamnare care efectiv acum este executată, fiind de atât timp arestat. În penitenciar, fiind un mediu ostil, când am avut posibilitatea și am pus mâna pe un telefon mobil, am comis infracțiuni, care mi le-am asumat și am fost condamnat. Câți ani ai mai fost condamnat? Lege, poftiți? Câți ani ai mai fost condamnat? Păi, vă puteți uita pe portal că am primit și 28 de ani și 24 de ani. O perioadă de 6 luni de zile m-a ținut cu o pedeapsă de 50 și ceva de ani, tot ca să iau razna, mulțumesc Dumnezeu că am fost tare și până la urmă am rămas la 28 de ani. Am primit mulțumesc. Iar o altă condamnare care trebuia să fie prescrisă și acum figurez cu o pedeapsă de 24 de ani, începând din 2016. Și eu mai am de executat cel puțin 18 ani. Cred că este politic. Am făcut eu o greșeală când era domnul Dragnea arestat, înainte de alegerile prezidențiale. Da. Că era la Rahova și am vorbit. Ai vorbit cu Dragnea la Rahova? Da, când era arestat, înainte de alegerile prezidențiale. Și am spus așa în mare, uite, eu cred că este politic faptul că mi se dă asemenea pedepse exagerat de mari și cred că este politic, nu? Serviciile și... Pentru că în România, din păcate, există protocoale care... Nu mai există alea dintre SRI și procurorii. Dar spunem, ca să înțeleg exact, nemulțumirea ta este că în cazul multor politicieni infracțiunile astea au fost prescrise și în cazul tău... Și a oamenilor de afaceri, exact. Da? Deci, cum s-a dat acea lege cu recursul compensatoriu, atunci au beneficiat doar
cei care aveau fapte cu violențe și de aia s-a mediatizat și s-a abrogat acea lege. În schimb, acum, această lege care s-a dat este mai mult decât o amnistie, pentru că îi repune în funcție pe toți primari, viceprimari, toți oamenii de afaceri, deci la toți li s-a albit dosarele, pentru că, vă dați seama, au cotizat foarte mult la partide. Pentru că totul este politic. De aceea s-a dat această decizie ca să se prescrie faptele lor. În timp ce pentru tine, care ești de drept comun, spui lucrul ăsta nu funcționează. Exact. Deci această decizie m-a avantajat și pe mine. Dar deci nu trebuia să mai execut. Trebuia să fiu și pus în libertate. Dar din păcate, părțile fătămate fiind toate băncile din România, care toate sunt cu acționari străini, vă dați seama că interesul... Da. Este să fiu ținut în închisoare, dat exemplu, că am avut curajul să îndrăznesc să fur de la bancă, nu? Banca care este un garant al societății până la urmă. Mulțumesc tare mult pentru telefon. Recunosc că așa ceva n-am mai auzit. Cred că e și prima oară când vorbesc cu cineva care e condamnat și pentru omor și pentru alte infracțiuni. Dar e foarte interesant cum se vede perspectiva asta asupra justiției și din interior. Sigur că aici avem chestiuni de credibilitate, nu? Depinde întotdeauna în spațiu public cine lansează mesajul. Dar, ați văzut, politicienii au o șansă mai mare, chiar dacă sunt infractori, asta o spun și infractorii, și, cum să zic, e ceva... Ce am observat și noi de partea asta la altă a gardului. Trebuie să recunoașteți că România în direct e absolut mereu surprinzătoare. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Florin de pe Facebook: Predoiu nu a comis o gafă, ne arată fața mărșava justiției coruptă de către politicieni. Noi nu avem o justiție echidistantă în România, la noi doar se mimează justiția, se scrie într-un alt mesaj. Cătălin, salut! Bună ziua, domnul Cătălin! Da. Bună ziua și ascultătorilor! Nu sunteți acel Cătălin. Da, ascult cu atenție, cred că aproape zilnic, emisiunea. Și câteodată rămân așa uimit de ce se întâmplă în țară. Nu prea am timp să stau de știri, de așa, pentru că jobul nu-mi permite. Dar când am timp mai ascult și fiind mai tot timpul la volan, vă ascult cu drag. Și bine, nu numai emisiunea asta, tot emisiunile de la Europa FM. Și aici cazul domnului Predoiu, ce vă stăpânește? Eu cred un singur lucru, că n-a făcut o afirmație de care să nu știe. Știa foarte bine, iar în momentul când... Deci e ministru, nu vii să faci afirmații nefondate. Deci știa. Părerea mea este că, nu numai dânsul, eu zic că tot guvernul domnului Ciucă ar trebui să-și dea demisia onorabil, pentru că și domnul Ciucă a făcut niște afirmații gen că motorina nu se fabrică, nu se rafinează în România. La domnul Ciucă să aflăm întâi cum e cu plagiatul. Dar apropo, când știți ce avantaj au în mână băieții ăștia? Că e o rocadă guvernamentală acum, urmează, da, anul ăsta, nu? În martie? Da, dar mie mi se pare, totuși, adică l-au dat pe domnul Ponta jos atunci că a făcut plagiat, mă rog, și a fost băgat și cu colectivul și cu așa, și ținem un prim-ministru și miniștrii care fac greșeli poate mai mari decât le-a făcut domnul Ponta. Da, și ținem, nu știu, eu cred că și președinția până la urmă ar trebui să facă un act așa, nu știu, dacă într-adevăr sunt români cu adevărat, ar trebui să iasă să spună, domne, nu ne este locul aici, noi nu avem ce căuta aici, ne pare rău. Adică aduce România în pragul sărăciei pe timpul mandatului. Românul în ce se mai crede? Eu asta aș vrea să întreb toți românii care ascultă Europa FM. Mai are clasa politică credibilitate la alegerile viitoare? Dacă domnul Predoiu pleacă și o recâștigă. Eu zic că pas cu pas, greu. O bucățică mică. E foarte greu ca această clasă politică din România, aceste partide care se tot perindă, să mai aibă credibilitate când vin și promit că România o va duce bine și ei vin cu afirmații care
nu fac decât să înjosească România. Haide să ne uităm un pic ce ne-au făcut austriecii. Poate, nu am de unde să știu foarte bine informația, dar cred că au făcut un lucru bun, zic eu, cum a zis și un antevorbitor. Că nu ne-au primit? Că nu ne-au primit. Eu cred că nu numai ei, cred că și mulți mai mulți. Da, deci clasa politică nu și-a făcut datoria. Da, aveam miniștri de externe, miniștri de interne, miniștri, ambasadori acolo. Adică, pur și simplu, s-au dus acolo doar ca să fie acolo. N-au făcut nimic ca să demonstreze că România... Eu nu înțeleg teoria asta, mulțumesc Cătălin, nu înțeleg teoria asta în care noi trebuie să fim pedepsiți pentru că sunt băieții ăștia în guvernul României. Cred că avem o înregistrare cu domnul Predoiu de mâine, da, din viitor, cum dă domnul Predoiu, deci avem și noi o înregistrare de mâine, de la emisiunea Insider Politic realizată de Sebastian Zahman pentru Prima TV. Sebastian ne-a dat voie să folosim acest scurt fragment nou celor de la Europa FM. Emisiunea e mâine la 11, dacă nu mă înșel. Domnul Predoiu a continuat seria explicațiilor despre cum i-a venit lui ideea asta că să se pronunțe într-un dosar în care nu avem încă pronunțare. Ce zice? Nu a fost vorba de altceva decât de o informație, cred că este o festă de memorie pe care am avut-o. A fost convingerea mea că acel dosar s-a soluționat. Eu nu m-am referit la viitor și cu intenția de a influența în vreun fel instanța, ci m-am referit la o informație care ținea de trecut și asta a fost convingerea mea din discuții din afara cadrului statal, din afara cadrului oficial, de aceea am și precizat că nu e vorba de surse neoficiale, medii juridice care nu au legătură cu oficialitatea ale statului. Ieri, USR a cerut demisia ministrului. Da, l-ați auzit și pe Mihai Bucureșteanu, așa a tăiat materialul. Salutare, Șerban. Ce zici de explicațiile astea noi ale domnului Predoiu? Sunt niște aberații cât el de mari. Domnul Predoiu, sunt două posibilități aici. Sau domnul Predoiu știe că omul va fi achitat și l-a luat gura pe dinainte, sau domnul Predoiu nu știe că va fi achitat și, într-adevăr, nu știe despre ce vorbește, dar totuși vorbește. Și într-un caz și în celălalt, singurul mod în care mai poate repara boacăna făcută este să-și dea demisia. Dar stați liniștit că nu își va da demisia. Știți cum se zice, că cimitirele sunt pline de oameni indispensabili. La noi, politicienii au senzația că, domne, dacă nu mai sunt eu acolo, se prăbușește sistemul. Realitatea e că dacă nu mai e el acolo, nu mai e conectat la toate canalele și furtunele pe care îi vin avantajele. Întrebarea noastră este perfect validă. Dom'le, ce mai înseamnă justiția? Pentru că acum judecătorii care judecă acel caz și încă nu s-au pronunțat, cel puțin oficial, sunt puși în fața unei dileme. Poate ei, de fapt, deciseseră să-l achite pe omul ăla, că na, e de-al lor și trebuie salvat, dar acum Predoiu i-a pus într-o situație neplăcută. Ce fac? Îl vor condamna doar pentru că Predoiu a dat din gură și ca să salveze ei cumva situația? Acea condamnare va fi dată pe realitatea faptelor sau pentru salvarea situației? Deja, indiferent cu ce sentință vor veni judecătorii, tabăra care va contesta acea sentință va avea o tonă de argumente. Sigur că da. Asta este marea nenorocire aici, pentru că oamenii aceia pot să facă o treabă admirabilă, să se pronunțe într-un sens sau într-altul pe baza datelor adunate, și niciodată de azi înainte decizia lor nu va fi acceptată de către părți din societate. Și părțile, că în general noi nu prea acceptăm deciziile, dar de data asta chiar ar avea argumente pe care să-și construiască logica. Că au și dreptate sau nu, nu știu, dar logic ei vor putea să susțină faptul că sentința nu e corectă. Pe de altă parte, din păcate, trăim în România și eu am avut diverse intersecții cu justiția, nu ca, cum era cel de dinainte, Dumnezeu să-l ajute, nu ca făptuitor, ca infractor, ci ca întreprinzător în România. Să știți că justiția din România, așa cum am perceput-o eu în 30 de ani de activitate, este o glumă.
este o glumă înfiorătoare, dacă pot asocia cele două noțiuni. Iar când văd acum la televizor sau aud la radio acea reclamă cu vai oameni pentru justiție, justiție pentru oameni, suntem aici ca să vă ajutăm, îmi vine să vărs de câte ori o aud. Pentru că justiția în România de cele mai multe ori n-are nicio legătură cu ce scrie în lege. Aș putea să vă povestesc foarte mult, dar nu e timpul să vă ocup eu acum emisiunea. Mă retrag. Din păcate, justiția în România este de foarte multe ori paralelă cu legea. Din păcate, nu pot corecta eu această percepție. Îți mulțumesc tare mult, colegii mei care astăzi sunt la vârsta maturității, colegii mei de facultate de la drept, care astăzi sunt la vârsta maturității și trebuie să ia decizii importante în această țară pentru mulți oameni, cred că au această datorie să repare tot timpul acest lucru și cred că mulți dintre ei sunt oameni onești care își fac datoria, așa i-am cunoscut, așa îi știu de ani încoace, de mulți dintre ei nu mă îndoiesc, însă sunt destui, văd și eu în justiție, sunt destule lucruri care să-ți pună semne de întrebare. Acest corp profesional are de dus o luptă cu sine însuși, mult mai grea decât cea pe care o să o ducă cu noi. Mesaj pe WhatsApp: nu are de ce să-și dea demisia, cum nici Bode nu o face, pentru că ei știu că orice ar face, părerea românilor nu contează, la vot tot PNL, PSD vor câștiga guvernarea cu activul de partid, în timp ce restul românilor abandonează țara. Ce zici, Mircea, de concluzia asta? Salut, Cătălin, salut și ascultătorii Europa FM. Despre vot, când o să vină momentul, adică când o să am ocazia unei emisiuni pe acest subiect, să știți că este viciat în proporție de 15%. Voința, componența Parlamentului reflectă voința română cu eroare de 15% și care reiese din documentul oficial, dar asta e altă poveste. În ceea ce privește domnul Predoiu, domnul Predoiu ar trebui să-și dea demisia. Colega noastră, doamna Dogea, a explicat foarte bine. A dat dovadă de o imensă prostie. Păi sunt două variante. Acceptă un ministru prost sau își dă demisia. Deci a dovedit prostia, la fel cu domnul Bode, și a dovedit incompetența. Un plagiator înseamnă că e un om incapabil să găsească soluții dacă nu are de unde să le copieze. Ori dacă problemele României nu se reflectă și în alte state, problemele din sfera de competență a domnului Bode. Nu are de unde să le copieze, nu are cum să găsească soluții, ce caută acolo. Dar să revenim la domnul Predoiu. Deci a dovedit prostia prin felul în care explică zi de zi, va explica și mâine. Ați dat anticipat de explicația dumneavoastră. Nu face decât să-și dovedească faptul că este incompetent pe acea funcție. Chiar dacă știa, chiar dacă a discutat, să luăm de bună explicațiile dumnealui, a discutat în mediul profesional despre acest subiect și nu aveau cum să spună, domnule, a fost achitat. E clar că discuțiile au fost ceva de genul, va fi achitat, e ca să fie achitat, urmează să fie achitat, nu se putea exprima nimeni, că nu cred că erau toți de acolo, nu-i informați, să nu știe că procesul e încă pe rol. Lui a rămas în minte că va fi achitat. Da, în e posibil. În care s-a exprimat, e o variantă pe care o cred. Mi se pare probabilă. Da, dar în momentul în care te exprimi astfel, ai viciat întreg procesul penal, din postura pe care o faci. Exact cum a spus antevorbitorul meu. Eu acum, dacă văd acel om achitat, e clar că a fost ceva, m-a trapăzut politic. Dacă îl văd condamnat, stau și mă gândesc, mă, oare nu a fost condamnat pe nedrept? Și dacă sentința, oricum procesul este viciat, pentru că dacă sentința nu convine culpatului, avocaților au tot dreptul în acest moment să recuze completul și o ia de la capăt. Da, e posibil, m-am gândit și eu la asta, pentru la soluția de la judecată. Deja este antepronunțată sentința. Poate chiar judecătorii... Chiar și procurorul poate să facă acest lucru, care, deși poate omul trebuia să fie achitat. Haideți deci să mai adăugăm un element care pur și simplu va spulbera speța asta în fel și chip. E deja spulberat-o domnul Predoiu, nu cred că mai ați vrea să-ți faceți mai bine și mai eficient. Acolo în complet este o doamnă, se numește Sabina Domniței, este soția fostului ministru PNL Cristiana Domniței. Am avut rețineri să spun chestiunea asta, pentru că orice ar face oamenii ăștia, nu trebuie să fie ei priviți cu ochii răi. Poate își fac datoria impecabil oamenii ăștia, dar în acest moment... Eu îmi dau seama că ei trebuie să plece de acolo ca dosarul să poată să meargă liniștit mai departe. Poate să fi fost asta sursa informațiilor, poate să nu fi fost. Chiar este irelevant. Ceea ce este relevant este faptul că ministrul justiției nu și-a dat seama cât de grav se amestecă într-un proces pe curs.
Da. De asta spun că ar trebui să-și dea demisia, pentru că a dat dovada incompetenței. Poate mai târziu îi scapă un text, o virgulă. Mai la locul intră o ordonanță de guvern, care cine știe câte zeci de mii de persoane vor scăpa din pușcării sau vor băga în mod drept de pușcării. Cine să mai scapă? A dovedit că nu are ce să mai caute acolo. Punct. Mulțumesc. Iar ceea ce privește libertatea presei, doar o singură frază și am terminat, este la fel de liberă precum a ajuns și presa românească. Libertatea justiției, mă scuzați, este la fel de liberă precum a ajuns și presa românească. Vă mulțumesc. Excelent asta, da. Domnule, cineva a zis mai devreme, mi-a trimis un mesaj și a zis, domnule, s-a întâlnit hoțul cu prostul fix în guvernul României. Trageți voi concluziile aici, care și cum e. Aș zice așa, șansa, e o șansă aproape nesperată să poți repara ceva. Și în acest dosar, dacă avocați, părți, conducerea curții de apel, judecători, găsesc soluția de schimbare acestui complet care, ia câte i-a dus într-un punct din ăsta cu semnul întrebării chiar de ministru, și doi la mână, în această situație, domnul ministru, din punctul meu de vedere, trebuie să-și asume și să plece ca să lase sistemul să funcționeze liniștit, să recapete încredere și oamenii să se uite cu mai multă, cum să zic, nu simpatie, dar să înțeleagă că lucrurile se pot face și bine. De asta are nevoie România acum. Sigur, domnul Predoiu se poate întoarce ministru într-un an, doi, trei, nu, în mod evident, dar acum cred că trebuie să le redați oamenilor încrederea. Și dacă sunteți procurori și aveți asociații, și dacă sunteți judecători și aveți asociații, și dacă sunteți CSM, chiar puteți să o faceți împreună. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă și tu! România în direct, de luni până vineri.